era instalat la bifurcația drumului spre Zorești, într-o clădire special amenajată de fostul proprietar, și anume la parter, cuptor unde copt pâine și spații pentru dospit și frământat, depozit de făină, dar și un ghișeu pentru vânzarea produselor pentru cumpărători. Brutăria avea capacitate de aproximativ 1000-1500 de pâini pe zi, precum și alte sortimente de bună calitate, covrigi, pâine albă și neagră, lipii, iar la comandă pregătea cozonaci pentru diferite evenimente și sărbători. Nu se cunoaște prea mult despre familia lui Tașulea. Știm numai că era grec și că se stabilise în Vernești după primul război mondial, iar Brutăria a început să producă în anul 1925. Produsele de panificație erau vândute în Vernești, dar și în comunele învecinate direct de către proprietar, care își amenajase o căruță în acest scop. Tașulea și familia sa rămâne în istoria comerțului local, nu numai ca specialist în materie, dar și pentru modestia și dărnicia deosebită de care nu făcea economie. Fiind aproape de școala primară, împărțea în recreațiile copiilor pâine caldă, lipii sau covrigi. În timpul celui de-al doilea război mondial, Brutăria Tașulea livrea și pâine pentru soldații români cantonați în Vernești. Din lipsa de făină de pe piață, acest produs, care era rechiziționat pentru nevoile frontului, Brutăria lui Tașula producea o pâine din făină de grâu amestecată cu cea de porumb alb, care dădea un gust și o aromă deosebită acestui produs. În anul 1945, când a început seceta devastatoare în zonă, Brutăria a fost închisă în același timp și cu decesul proprietarului. Brutăria lui Tașulea rămâne în istoria locală ca prima și ultima unitate de acest fel din Vernești, dar și proprietarul ei, care nu a folosit această formă de activitate ca pretext de îmbogățire, ci numai o îndelnicire în slujba colectivității care l-a adoptat.